atent! La Carlos! Da, Obi, Obi, aproape! Poți prima preluare pe poziția viitoare unde vrei să joci! Antrenament și un meci foarte bun pentru noi, util pentru noi, pentru că trebuia să vedem în ce stadiu suntem și să ne vedem și puțin valoarea noastră ca și jucători, că am foarte mulți copii în echipă și a fost chiar bucuros și să aud că putem să jucăm un amical cu Petrolul Ploiești, cu echipa mea de suflet. La mine avem doi copii care lui Flaviu i-a plăcut, Nicescu și Claudiu, și sperăm și îmi doresc foarte mult să ajungă la echipa Petrolului, pentru că sunt copii, sunt prahoveni și trebuie să ajungă la echipa de Fanion al orașului. M-aș bucura un scurt timp să ajungă la echipa Petrolului. Important era să avem un joc. A fost un antrenament reușit, multă agresivitate, atitudine bună. Până la urmă, important este că niciun jucător nu s-a accidentat, iar îmbucurător este faptul că a revenit Marinescu, Racu, și am avut în gând să intre și Serghic și Wallace, doar că mi-a fost teamă pentru a nu forța lucrurile. Și au rămas să facă antrenament. În continuare multe ratări ale băieților. Da, dar important este că atunci în meciul oficial, în ultima perioadă, marcăm. Am marcat în ultimul meci 3 goluri, înainte iarăși pe teren propriu 3 goluri. Ne creăm situații, ocazii. Până la urmă o să fie în regulă. Important este până la urmă victoria. Văzându-l pe Chiriță, ai vrea să te reapuci și tu de fotbal? Da, chiar îl felicit pentru că la vârsta asta
joacă și nu o face doar de dragul de a juca, cât chiar pune suflet, aleargă, muncește.